Bună ziua, dragi telespectatori! Iată-ne din nou la un taifas cu prietenii. De data aceasta cu o prietenă dragă sufletului meu, un om cu majuscule pe care îl aștept de foarte mult timp să ne fie alături și mie și dumneavoastră la această emisiune. Taifas cu prietenii. De data aceasta o avem ca invitată pe Mihaela Țicalo, căsătorită grădinariu, născută pe 3 septembrie 1970, profesor de limba română la școala gimnazială Râșca, județul Suceava, poet, eseist, cronicar literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, și membru al Societății Scriitorilor Bucovinei. Am pomenit nu întâmplător numele de Țicalo, pentru că Mihaela provine din niște părinți, Ioan și Zenovia Țicalo, care sunt, frecventează sau au același domeniu de activitate, pe lângă domeniul principal de activitate sunt profesori, adică scrisul, arta scrisului. Amândoi au fost profesori la școala din comuna Râșca, unde și în momentul de față este profesoară de limba română Mihaela Grădinariu. Interesant mi s-a părut că inițial a fost profesor de religie, iar apoi a trecut să predea limba română. O să vă întrebați cum de? Păi, datorită formației sale, a absolvit la Universitatea Alexandru Ancuza din Iași Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologiei Pastorală, Facultatea de Litere, specializarea Română-Rusă, Master în Limba și Literatura și Civilizația Românească, Școala Doctorală de Studii Filologice, Doctor în Filologie cu Magna Cum Laude din decembrie 2016, eveniment la care am participat și eu, un eveniment extraordinar, cursuri postdoctorale la Universitatea Alexandru Ancuza Iași, Școala Doctorală de Studii Filologice, este printre altele și absolvent al Școlii de Arte Mirimescu Suceava, clasa pictor Viorica Ana Moruz. Dragă Mihaela, stăteam și mă întrebam aseară când pregăteam materialul, de când ne cunoaștem noi. Am avut deosebita ocazie de a participa la momentul în care ai primit premiul de debut din octombrie 2013 de la Uniunea Scriitorilor, premiul de debut pentru volumul Biserica de Cuvinte. Dar haideți să menționăm și volumele Mihaelei. Mihaela are publicate 8 volume, dintre care unul dintre ele este Biserica de Cuvinte, pe care Cristian Schlenker l-a tradus în limba germană, deci are și un volum în limba germană. A debutat, așa cum spuneam, Biserica de Cuvinte, a urmat apoi alte volume, Frigul din clepsii, de risipiri în alb pe alb, Absida mireasă, Urechea lui Malthus, Oglinda pentru spaimele luminii și Vindecă-mă de moarte, de viață cu un poem. Și acel poem în limba, acel volum în limba germană, am să pronunț, nu știu dacă pronunț corect, nu cunosc germana, Die Wunderkirche, Kirche. Probabil. Cum se pronunță în germană? Nu știu, pentru că nici eu nu cunosc germana. Bună ziua, dragi telespectatori! E o bucurie să ne întâlnim astăzi, doamna Rodica Rodean. Mulțumesc mult pentru invitație. Într-adevăr, ați spus despre mine, ați comprimat ceea ce era de spus, nici nu știu ce să mai adaug. Doar faptul că volumul în limba germană nu este traducerea volumului meu de debut, ci este o antologie. Așa, a preluat numai titlul. A preluat doar titlul Cristian Schenk. I-a plăcut foarte mult titlul și atunci l-a preluat și pentru antologie. Așa, este antologie din celelalte volume. Din celelalte volume, mai puțin ultimul. Mai puțin, cel mai recent, cel mai recent ultimul. care nu e foarte recent, e apărut în 2023 la editura Junimea. La Junimea, da. Detest termenul de ultim, într-adevăr, dar uite câteodată îți scapă, știi? Nicio problemă. Și spui e ultimul. Mihaela, haideți să vedem un pic, de fapt, cum a început. Debutul tău a plecat nu la o vârstă foarte fragedă, la 42 de ani. Dar cu certitudine scriai mai de mult. Care au fost primele rânduri scrise? Ai început cu versuri, ai scris în întâi proză? Haideți să precizăm totuși că Mihaela este, în afară de poet, este și cronicar literar și face o cronică de carte extraordinară pe care mulți o apreciază.
auzeam, citeam undeva că face puțin ecrogeți și numai la acele cărți pe care le citește și îi plac. Pentru că le citește pe toate, dar dacă nu-i plac toate, nu face cronică. Vedeți bunul simț al Mihaelei. Adică evită să spună niște cuvinte urâte despre... Nu știu dacă ține de bunul simț această poveste, dar ține cu siguranță de o anumită empatie și de o anumită rezonanță cu volumul. Deci dacă găsesc un spațiu de rezonanță comun cu ceea ce citesc, scriu despre el. Dacă nu, într-adevăr, e clar că la ora actuală piața literară oferă și volume pe care poți să le toci frumos, dar nu cred că folosește nimănui acest lucru, cel puțin mie nu. Și atunci refuz să fac așa ceva. Adică refuz să dau cu barda în niște volume care nu sunt de o valoare deosebită. Piața este inundată. Este inundată, într-adevăr. Haideți să revenim la ideea inițială. Deci cum a început totul? Cum se înceapă totul? Cred că totul a început cu lectură, cu faptul că m-am trezit într-o familie de doi profesori de limba română, pasionați de carte. Am citit, am învățat să citesc singură de la o vârstă foarte mică. N-a fost foarte bine pentru că mi-am stricat ochii, dar asta este o altă poveste. Și treptat, cărțile mi-au devenit prieteni de suflet, prieteni fără de care nu se poate. Deci nu mi-închipui o zi în care să nu citesc ceva. Chiar nu pot închipui. Și cu scrisul a venit firesc, numai că a venit și a stat, s-a acumulat undeva în subsol, nu doar poezie, ci și proză, și eseuri, și note de călătorie. Nu am publicat până la cei 42 de ani, pentru că am trăit cu clar falsa impresie, adică falsă, mi s-a spulberat după aceea, a faptului că nu va interesa pe nimeni ceea ce scriu eu. Și atunci am preferat să stau cu minte. E o poveste interesantă și asta. În timpul masterului de limbă, literatură și civilizație românească, am avut un profesor paradoxal, un profesor care nu preda literatura, ci preda onomastica și toponimia, domnul profesor Mircea Ciubotaru, care mi-a pus la un moment dat în brațe una din componentele proiectului la care lucra atunci, anume cartografia Ținutului Sucevei, trebuia transliterat, eu terminasem română-rusă, mi-a spus, tu sigur te vei descurca în chestia aia. Eu am încercat. Deci am încercat, m-am chinuit, mi-am dat seama că nu merge, am tot amânat să-i spun. Până la urmă mi-a spus, domnule profesor, nu pot să fac chestia asta. Și m-am supărat pe mine că nu pot. După aia am înțeles mai târziu că îți trebuia o pregătire de specialitate pentru acest lucru. Doar un profesor, ca să mă încurajeze, a început să spună, da, ai nu te supăra, chiar m-am supărat eu pe mine atunci. Cu siguranță poți să faci altceva, poți să ai alte talente. Și eu am spus, da, știți, mai scriu câte ceva, mai nu știu ce. Acela a fost declicul, că domnul profesor a spus, ia du-mi ce scrii. Și am adus și poezie, și am adus și cronică literară și... Și domnul profesor m-a luat de, cum spunem noi, de o halipă, cum spune de o aripă și m-a dus la convorbiri literare. Acolo am debutat în revistă și... Cu poezie. Cu poezie, bineînțeles. Cu cronică la cronica veche, m-a luat de cealaltă halipă. Nicolae Turtureanu căuta un cronicar literar și acolo a fost locul în care m-am format. Oamenii aceia m-au primit cu brațele deschise. Numele meu nu însemna absolut nimic. Unde ai avut o rubrică permanentă, de fapt. Am avut până la dispariția revistei rubrică permanentă. Hai să zicem înghețarea, că poate... Eu aș zice, cronica veche a fost, a înghețat o perioadă de timp și a revenit. Sperăm, se știe, când se va găsi cineva, un om de bună credință să... E un vis frumos acesta. De ce să nu visăm? Visele ne mențin undeva pe linia de plutire. Dragi telespectatori, poezia lui Mihaela este o poezie deosebită. O să vedeți dumneavoastră, pentru că o să ne lectureze câte ceva din unul dintre volumele pe care le-a adus și sunt prezentate aici în fața dumneavoastră. O poezie în care își pune amprenta formația Mihaelei, cea teologică și cea filologică.
Despre cel mai recent volum, Vindecă-mă, moarte de viață cu un poem, cunoscutul critic din Urachieru scrie: în cărți înflorite, meșteșugind cuvinte înnodate, brava noastră alchimistă ne invită într-un imaginar mitopoetic, apăsat, personal, înfrățind duhul și lutul. Îngerul vorbelor îi alături în alergătura zilelor, stihuind și făptuind în cazne și zămisliri, trudind zelos printre strâmbătățele lumii la încuvântarea omului în vremuri nevoiașe, agonisind întrebări, răsferând cumplinitor fulgurații eufonic confesive, poeta mereu generoasă, pricinoasă și risipitoare, împăcând cronicăreala cu profesoratul, cheltuindu-se în fără rest, veghează. Va îngrămădi cu fervoare în urzeala textuală dublete antinomice, va slăvi jertfelnica luminii, ne va apăra de răul pânditor, căutând fără istov rădăcinele arheale. Discursul liric, doar al ei, deosebitor printre atâtea tipăreli, inundând piața, scăldat de unda tanatică, ne reamintește dojenitor, scuturând trufelile, sub cupola timpului privechi de scurta noastră eternitate. Adrian din Urachieru. Cred că în aceste rânduri sunt condensate cu foarte mare har, aș zice eu, ideea sau părerea despre poezia lui Mihaela. Ai putea să ne lecturez acum sau vrei să lecturăm mai târziu? Ești pregătită? Doar să iau volumul de aici. Da, Adrian din Urachieru este un critic special în rândul celorlalți critici. Și te-a mirosit, să zic așa, în ghilimele, foarte bine. Ne-am mirosit reciproc, dacă am dați voie, pentru că eu am învățat să scriu cronică literară și cu cronicile domniei sale în față. Are un stil deosebit de a face cronică literară și împărțim, bineînțeles, și spațiul minunat al Bucovinei, pentru că omul, deși trăiește de exilat la Timișoara de zeci de ani, nu se poate desprinde de Bucovina noastră, care e un teren fabulos. Mie îmi spui că-s de acolo. Tocmai. Eu nu sunt de acolo, râșca mea nu este în Bucovina. Nu este în Bucovina, dar tatăl meu este din Bucovina și rădăcinile mele de acolo sunt extrem de puternice. Râșca e undeva așa la graniță, da, spune da, eu. Da, este, deci nu se știe din ce parte a bătut vântul. Și un poem care mie mi-este foarte drag, pe care l-am scris, ca de altfel întreg volumul, niște ceasuri de cumpănă. Dumnezeu este Domnul și s-au arătat nouă, dar vouă, striga aripile, dar vouă. Seara se îngână cu ceara, zidurile se împlătoșează din nou, cărări se încâlcesc, amestecând timpuri verbale. Sub cerul de dincolo se sparge un ou, prelingând încă o lume pe sub palmele goale. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Dar tu, zâmbește lemnul din sicriu, între viu și mort, loc pentru ort. Bănuțul înflorește în palmă și doare. De dincolo, din ziua mereu calmă, strigă o strigă, n-ai frică, puntea e mică, aerul rece, povestea arde tot cerul, se întrece cu piatra aceea în care la început a plâns și s-a zbătut femeia. Piatra, cea din cap de unghi, scrijelită în rărunchi, aruncată într-o parte, fără chip și fără soarte, aruncată la grămadă, nici să stea și nici să cadă, aruncată pe o coastă, nici zidită, nici albastră. Albastră aripile, văzduh prea subțire, încă nedeslușit, încă fir lângă fire, încă în palma Domnului, Domnului bunu. Sângele se răsucește plângând în ajunul nunții dintre sus și jos. Dar tu, mireasă, împăturită frumos, ca o năframă scrisă la poale, așternută la repezeală pe ultima cale, gata-s și aripile, se zbat sub cămașă, tace și strigă albă, trufașă. Dumnezeu este Domnul și acum se arată răstignit între aripi, între mamă și tată.
Aș vrea să precizez că poemele cuprinse în volumele Mihaielei nu au titlu și ele, bineînțeles că pot fi citite și de sine stătători, independente, dar dacă veți avea un volum în mână, citiți-le la început, la sfârșit, pentru că ele curg. Ele curg așa de frumos că, efectiv, nu-ți mai vine să închizi cartea. Ele au o curgere și un înțeles că pleacă de la una la alta. Este ca o apă lină în munții Bucovinei care curge la vale. Câteodată devine și puțin mai agitată. Mihaela a publicat și în numeroase antologii în limbile română, italiană și germană, da, îmi pare chiar rău că n-am adus antologia în limba italiană pe care a scos-o Asociația Universul Prieteniei și în care Mihaela, alături de alți scriitori din România, 7 scriitori în total, a avut amabilitatea să accepte să fie tradusă și în limba italiană. A fost o bucurie și a fost un proiect deosebit. Da, mă aduc aminte cu bucurie, cu mare de el. Volum pe care a fost, de fapt, prezentat și lansat la Academia Română din Roma, sub auspiciile Institutului Cultural Român, deci au avut amabilitatea să ne prezinte în cadrul proiectului pe care îl susține reprezentantul cultural de la Academia, Oana Bosca Mălin, în cadrul Miercurilor Literare, un proiect foarte interesant chiar al Academiei, unde prezintă și scriitori poate mai puțin cunoscuți. De fapt, a fost acolo în cadrul acestui proiect și scriitoarea Ana Blandiana și Mircea Cărtărescu. Deci a fost onorant cu adevărat pentru noi. Am studiat în CV-ul tău și am văzut că te ții foarte multe premii, de fapt știam o serie dintre ele, nu chiar pe toate. În afară de premiul de debut pe care l-ai primit la Uniunea Scriitorilor din România, ai mai multe premii primite din cadrul Societății Scriitorilor Bucovineni de la Suceava, dar și de la Uniunea Scriitorilor din România mai ai premii, deci premiul Ioanit Romanescu, de exemplu, în 2021, niște premii primite la Festivalul Internațional Poezia la Iași, dar aș vrea să spui, dintre toate cele 18 premii pe care le-ai trecut aici, care ți este cel mai drag? Care crezi că se apropie cel mai mult de sufletul tău? E greu de spus. Eu nu am cotat niciodată premiile. Toate premiile acestea au venit pur și simplu și m-am bucurat pentru că asta înseamnă că altcineva, citindu-mi versurile, a rezonat cu ele. De fapt, cel mai mare premiu cred că acesta este când un cititor te sună sau îți dă un mesaj și spune: v-am citit cartea, m-am simțit de acolo, că sunt și eu parte din acel volum. Asta pentru faptul că poezia mea este o poezie dificilă, pentru că refuză să se alinieze la ceea ce se scrie majoritar astăzi, adică acea, cum ar spune Creangă, luare cu țăpoiul de cuvinte și trântit frumos, stivuit, fără cap și fără coadă. Asta nu înseamnă că nu sunt în stare și că nu apreciez poezia modernă. Criticul literar din și cronicarul literar din mine are o plăcere deosebită să descopere poezia care este poezie cu adevărat, poezia valoroasă. Poezia mea respectă încă acele reguli, încearcă să respecte acele reguli de aur ale ritmului, pentru că poezia izvorăște la mine și din muzică. Reîntorcându-ne la premii, bineînțeles că a contat extraordinar de mult premiul de debut al filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România, acel premiu care îți dă aripi pe mai departe, și participările și distincțiile de la Festivalul Internațional de Sigur Poezie la Iași, unde e o bucurie să te întâlnești, e o experiență inedită să te întâlnești cu poeți din alte culturi, cu poeți care e clar că scriu altfel, cu poeți care
au o, deci vin dintr-o geografie culturală cu totul alta decât cea în care trăim noi. Și ce să spun, le-am primit cu bucurie și m-au obligat cumva. M-au obligat nu să scriu, pentru că scrisul nu vine din obligație. M-au obligat să dăruiesc în continuare din scrisul meu, pentru că vine... Poate ți-au dat un imbolt să mergi mai departe, da. Pentru că orice premiu, într-adevăr, te obligă, dacă ești un om cât de cât decent, să zic eu așa, în ghilimele, pentru că pe unii nu-i obligă, dar tu faci parte din acea categorie de oameni decenți, să zicem. Cercam. Și pentru că ai zis că poezia ta este dificilă, nu, poezia Mihaelei nu va fi niciodată confundată cu poezia altcuiva. Deci este o poezie pe care ea și-a pus amprenta. Deci când vei citi o pagină, fără să fie menționat cine a scris-o, știi că este al Mihaelei Grădina. Așa este. Deci asta este Mihaela. Citeam aici așa printre premii. Ordinul Crucea Sfântului Ierarh Ioan cel Nou de la Râșca și Seco. Da. E o distinție pe care am primit-o din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și nu ține neapărat de poezie, deși nu pot să-mi împart personalitatea în felii. Ele toate vin într-un rotund. Încercăm să fie rotund. Distinția am primit-o pentru activitatea mea de voluntariat cultural și nu numai cultural, ci și social și religios. Dar în special pentru cel cultural, având în grijă un grup, două grupuri, am două acum. Aici vreau să ajung, dar te-am lăsat pe tine să treci. Deci din 2001 conduc grupul vocal bărbătesc Flori de Măr din Râșca și să știți că nu este absolut deloc ușor să lucrez cu 20-25 de bărbați. Și de 2 ani de zile am un grup de femei, Țărâncuțele de la Jahalea. Este un grup care, deși are doar 2 ani de la înființare, deja se impune prin originalitate, prin repertoriu foarte bine ales și prin foarte, foarte mult suflet. De ce a apărut grupul Țărâncuțele de la Jahalea? Vreau și doamnele să aibă grupul lor? A fost ca o reacție la grupul bărbătesc? Nu. Cum a apărut grup, nu. De fapt? Cum a apărut? Deci, grupul de bărbați este din Râșca, din centrul comune. Acolo ne adunăm, sunt oameni din mai multe sate, ținem de căminul cultural. Țărâncuțele de la Jahalea sunt... femeile și fetele din parohia soțului meu, Jahalea, este un sat cu 80 de familii al comunei Râșca, acolo suntem acolo de 28 de ani. Și ele cântau, cântă. Eu nu am făcut altceva decât, și nu doar cântă, deci pe Țărâncuțe se sprijină toată activitatea frumoasă din parohie. Hramuri, școlile de vară pe care le facem... Ajungem și aici, da. Târgurile de bunătăți cu produse tradiționale, curățenia de la biserică, slujbele de la biserică și ceea ce mi-am dorit ca unitatea aceasta a satului să se răsfrângă cumva și în exterior, pentru că satul este extraordinar de unit, chiar dacă este mic. Acolo toată lumea vine la o nuntă, toată lumea vine la o mormântare. Deci încă se mai păstrează sistemul acela de clacă. Pare total uluitor pentru secolul 21. Astăzi la mine, la prășit, mâine la tine, la adunat. Ce frumos! E minunat! Astăzi copiii la mine, 7-8 copii din 3-4 case, pui mâine la tine și tot așa. Yeah. Cam asta a fost, cu Țărâncuțele. Da, și pentru că am ajuns la grupul Flori de Măr, vreau să mulțumesc pentru că ați fost și alături de noi prezenți. Acum 2 ani, cred că am avut tabăra de creație de la Vama, comuna mea natală, și pentru că am ajuns la comuna mea natală, ești și cetățean de onoare al comunei Râșca. Eu, da. Și tatăl meu. Și tatăl tău, da. Și mi-a adus aminte că atunci când am fost eu făcută cetățean de onoare, ai fost tu prezentă la activitatea
susținute de Asociația Universul Prieteniei. Cu grupul Flori de Măr n-a susținut concerte numai în România. Ați susținut concerte și în străinătate și aș vrea să menționez câteva din țările unde ați fost și să punctez momentul în care ați cântat pentru regele Mihai. Ideea acestui grup, ideea nu că a înființării, a trăirii acestui grup, e vorba de Flori de Măr. Iată, sunt 23 de ani de când suntem împreună ca într-o mare familie. Nu spun vorbe goale. Concertele de care spuneți au fost foarte importante și ele, dar să știți că mult mai important este ceea ce facem, din punctul meu de vedere, ceea ce facem în sat. Adică faptul că participăm la viața satului, la viața de zi cu zi și la sărbătorile satului și nu trece noaptea de Crăciun în care noi să nu colindăm de la o casă la alta. Tot cu colinda am fost și la regele Mihai, am avut această șansă extraordinară. Fusesem invitați la comunitatea de români din Geneva și Lausanne, unde acolo, deci, băieții mei cântă și cântările Sfintei Liturghii, deci nu doar cântece. Acolo a fost la slujbe și a fost emoționant să vedem istoria, o bucățică din istoria românilor acolo. Și mai emoționant a fost să vedem reacția elvețienilor, pentru că pentru noi a fost șocant. Era înainte de Crăciun, noi mersesem și câteva obiceiuri de iarnă din zona noastră și veneau elvețienii cu români alături și puneau mâna frumos pe costumele noastre, puneau pe sumane, pe bundițe, pe cămăși și întrebau, dar ce este asta? Și încercam să le explicăm. Țesut de mână. Și știți ce ne-au spus? Ne-au spus o chestie șocantă, dar care pe noi ne-a motivat foarte mult. Ne-a spus așa, păstrați-le, pentru că noi nu mai avem nimic tradiție aici, la noi. Și noi am rămas șocați. Și am venit acasă și am spus povestea asta și o spun de fiecare dată, pentru că suntem încă fericiții posesori ai unei tradiții care, chiar dacă este contaminată, și este contaminată de mass media, dar ea merge mai departe. Ea conservă undeva pe dedesubt niște repere, niște semne, niște simboluri care vor rămâne indiferent de tendința aceasta a tăvălugului globalizării care iată amenință să ne ducă la vale pe toți. Dar noi vom rezista. De unde a plecat dragostea pentru costumul popular? De la bunica care era custoreasă de cămeși? Da, bunica din partea mamei și-a crescut cu acul 9 copii. Cosând cămeși, în special cămeși de nuntă și după aceea a apărut și mașina de cusut și așa diversificat. Dar cămeși de nuntă, asta înseamnă cămeși cu mătasă albă, risipiri în alb pe alb. Așa erau cămeșile de nuntă. Așa erau cămeșile. Și pentru că amintiți și de mama, haideți să precizăm totuși că sunteți o familie de scriitori, aș zice eu. Chiar mă gândesc la un proiect, familie de scriitori, și mama scrie poezie, tata scrie proză foarte bună, este și el membru unui scriitorilor din România. Da. Mihaela scrie de toate, aș spune eu. Încercăm. Chiar și proză. Proză nu am publicat până acum. O țin undeva în sertar. Uite, e o chestie pe care nu am spus-o până acum. Sperăm că o să apară și un volum de proză cândva. Părinții mei scriu. Scrisul este ca o eliberare, ca o spovedanie. Mama a publicat vreodată? Da. Mama are un volum de poezii publicat la editura Biblioteca Miorița din Câmpul Moldovenesc al lui Ion Filipciuc, acolo unde și tatăl meu a debutat, sigur că da. Și pregătește, mama este o poetă foarte subtilă, foarte fină, însă pregătește de mai bine de 10 ani o uriașă monografie a Comunei Râșca. Vreo 5 volume deja s-au adunat, a adunat materiale, a bătut toate satele Comunei și a vorbit cu oameni care, bineînțeles că acum nu mai sunt, a adunat fotografii, în afară de datele geografice necesare pe orice monografie, pe orice demers. Dar cel mai important lucru a fost și este conservarea aceasta a memoriei satului. Și așteptăm și noi să scoatem aceste volume. Așteptăm și noi
albumul grupului folcloric Flori de Măr. Când o să apară? O, Doamne! Și ăsta este un proiect, un proiect de suflet. Tot adun și eu acolo și scriituri și fotografii și sperăm, deci... Dacă ne ajută Dumnezeu și mai suntem, ne mai dă o bucățică de sănătate când grupul va împlini 25 de ani. Atunci visez, deci mai sunt 2 ani până atunci. Păi, nu-i departe. Deloc, deloc. Departe, pentru că dacă au ajuns în 2001, avem deja 23, da, nu? Exact, exact. Mi-am notat aici așa câteva întrebări. Știu că unele dintre cei care scriu spun că eu scriu și nu mai revin deloc. Cum este laboratorul tău de creație? Scrii direct? Revii la ceea ce ai scris? Pentru că este și aici o tehnică. E interesantă întrebarea. Pe cronica literară și pe eseu, desigur, revin. Revin, e normal, e, deci trebuie lucrată, da, povestea. Acolo, da. La poezie. La poezie nu. La poezie foarte rar, doar dacă ceva simt că nu este în regulă acolo, poate ca să evit o alăturare de cuvinte care mă zgârie la urechi. Dar nu, ideea rămâne acolo. Îmi pare rău, nu am adus eu poezie o scriu de mână întotdeauna, nu pot să scriu poezie direct. Majoritatea scriu de mână, da. Mi se pare, e un act intim între mine și foaia de hârtie. E o legătură între foaia aia albă pe care eu pun mâna și scriu acolo. Și nu sunt tăieturi foarte multe. Nu, deci scriu, pur și simplu. De fapt, parcă poezia aia mă scrie pe mine. Și să știți că am încercat să scriu într-unul din volume, am și câteva poeme în vers alb, dar nu mi s-a potrivit. Adică parcă mă îmbrăcam într-o haină străină, ba mi era prea strâmtă, ba mi era prea largă și am dat-o urgent jos de pe mine. Dacă ar fi să dai așa o proporție, între cât la sută este lectura și cât la sută este harul pe care ți l-a dat cel de sus? Nu cred că pot să fac o proporție, dar cu siguranță lectura este esențială, pentru că nu fac parte din specia celor poeți. M-am întâlnit și cu... Deci criticul literar din mine s-a întâlnit și cu așa ceva, care bat cu pumnul masă și spun că poezia română, poezia în limba română a început cu ei. Nu. Există un lung șir de poeți pe care inima mea i-a îmbrățișat. De la fiecare am învățat ceva, de la fiecare, nu că am luat ceva, dar cu fiecare am rezonat. Sau nu, dar cu cei mai mulți am rezonat. Deci, din punctul meu de vedere, fără o cultură poetică și nu doar poetică solidă, ceea ce faci se destramă. Și în orice domeniu, nu doar în cel al scrisului. Deci, trebuie să existe o temelie pe care tu clădești, dar nu poți să clădești pe aer sau pe nori, că nu poți. Că fuge totul. Harul, da, harul de Dumnezeu, de undeva de acolo, de sus. Simți câteodată că îți merge până pe hârtie venit de undeva, da, versul de sus? Da, da, au fost momente în care am scris, am lăsat ce am scris deoparte și deci inclusiv pe câteva dintre volumele mele, când am revenit, am stat și m-am întrebat, dar eu am scris asta? Când? A, și se întâmplă, da, adică mi s-a făcut pielea. Se întâmplă. Se întâmplă. Și pentru că am ajuns la lectură, vrem să fac, de fapt, trecerea fiind profesoară de limba română. Cum lucrezi cu copii și m-ar interesa mai mult bogata ta activitate extracurriculară, ceea ce faci în afara programei pe care ne-o dă Ministerul Învățământului. Pentru că faci multe lucruri frumoase. Încercăm. Programa trebuie să o facem, este obligatorie, însă depinde foarte mult cum o facem. Încerc din răsputări să nu doar să bag pe gât cunoștințe în vederea sperietorii, care este evaluarea națională de la clasa a 8-a. Încerc din răsputări să le dezvolt elevilor mei gustul pentru lectură și am elevi care citesc de plăcere, nu din obligație.
Încercăm să facem cu ei și educație, nu doar instrucție. Încercăm să îi determinăm să viseze și să lupte pentru acele visuri ale lor. Să-și găsească o pasiune, să-și găsească un drum care nu ține neapărat de ce... Nu, ideal ar fi să nu țină deloc de ceea ce vor părinții. Pentru că, de obicei, părinții, acum mai puțin, dar au fost ani cu niște experiențe traumatizante în care părinții care trebuie să semneze acea fișă de înscriere la liceu cu coduri, acum mai nou, e o poveste întreagă, în care un părinte a venit, a făcut fișa, eram dirigintă a fetei, fata cu o medie bunuță, s-a întors în sală, a rupt fișa în fața mea, a cerut altă fișă și a spus că eu o dau la croitorie. Și fata putea să facă liceu și facultate și să meargă mai departe. Sunt niște chestii dureroase aici. De aceea lupta este și cu părinții, nu doar cu elevii, cu o parte dintre ei. În ceea ce privește activitățile extrașcolare, țin de descoperirea aceasta a copiilor, de interiorul lor interesant, încerc să-i smulg din fața ecranelor, a telefonului mobil, a tabletei, nu că aș avea ceva împotrivă, dar întotdeauna îi învățăm că ele sunt instrumente de comunicare și instrumente de lucru și nu de pierdut timpul. Și nici într-un caz nu dezvoltă creativitate. Nici într-un caz. Îi blochează. Exact, așa este. Și atunci, ce am făcut cu ei? Am făcut foarte multe chestii cu ei. În primul rând, fel de grupuri și grupușoare și care cântă, pentru că asta este una din pasiunile mele, care desenează. Am văzut prezentă și la târgurile de carte cu ei. Da, da. Și să nu uiți să prețigem de școala de vară, pentru că ne apropiem de sfârșit. Sigur și vreau da. Să... Școala de vară este un proiect foarte interesant, pornit, plecat de la, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care adună timp de o săptămână, noi o facem timp de o săptămână, iată, anul acesta a fost a patra ediție și încercăm să facem altceva. Și un număr destul foarte mare de participanți. Anul acesta am avut mulți. 65 de participanți direct, 20 de voluntari de fiecare zi și încă vreo 15 de o zi. Deci am fost vreo 100 de oameni acolo în fiecare ce zi. Frumos. Împărțiți pe grupe, în mod tradițional facem o zi de pelerinaj pe la mănăstire. Anul acesta am fost pe Neamț și am fost și la Humuleștii lui Creangă și am fost la Muzeul Popa din Târpești, unde e un muzeu extraordinar. Cine nu l-a văzut, a pierdut foarte mult. Cursuri de fotografie creativă, o zi fiecare grup a trecut prin bucătărie și s-a suflecat mânecile și s-a luptat cu aluaturi și a fost o experiență extraordinară pentru... Deci să facă ceva să practic. Să nu uităm să precizăm și de pasiunea Mihaelei, fotografia, pentru că este mare lucru să prinzi acele momente importante și Mihaela le surprinde. Încerc. Și le pune pe un grup de socializare unde putem cu toții să vedem de fapt ce face Mihaela. Eu îți spun sincer, nu mai dobândesc să țin ritmul cu ceea ce faceți voi în mod permanent, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri la voi minunate și eu zic că ar trebui să constitui un mijloc de inspirație pentru multe cadre didactice care, în afară de faptul că lucrează copiii la clasă sau că mai dau meditații în afara orelor de curs, aia nu se cheamă activitate extracurriculară, extrașcolară. Deci, uitați-vă pe pagina Mihaela și vedeți câte se fac, câte lucruri minunate se fac acolo la Râșca. Să nu uit să precizez că Mihaela cântă și la chitară. Da. Să nu uit că și Mihaela ne-a încântat odată la un eveniment al Asociației Universi Prietenii. A fost prezentă la mai multe evenimente cu vocea ei minunată, cu o doină foarte, foarte frumoasă de suflet la care chiar am lăcrimat. Și acum, pentru că ne apropiem câte final, aș vrea să mai lecturez puțin din volumul tău, înainte de după aceea să te gândești dacă sunt lucruri pe care ai fi vrut să te întrebi, pe care vrei să le precizezi sau să le punctăm spre finalul emisiunii. Timpul trece așa de repede încât... Trece repede pentru că împărțim o bucurie comună și atunci timpul nu mai are valoare. Prin grădina bunicii
Un șarpe de sârmă ghimpată. Seară de seară, îngerii se mistuie în piatră, e piatra de râșniță, năsătură și rea. Noaptea ne îmbrățișează pentru ultima dată, vom încolți într-o amintire la lea, într-o patimă fără putere, într-un glas fără vrere, într-o bucată de pământ răstignit odată și încă odată, până când lumea întreagă stă să cadă. O prinde bunica în șorț, lumea, vă zic, o leagănă, o mai crește un pic, o netezește încet, îi rânduiește poverile și averile, crucile și răscrucile, norocul și focul. Șarpele se trezește mereu flămând, îmbucă grădinile rând pe rând și nu se satură și nu se îndură până ce nu ne dă o sărutare pe gură la mici și la mari, la cimotii și rude, la cei din mormintele încă pufoase și ude, la cei nenăscuți așteptații din veac. Toate cuvintele blestemate mă tac. Numai bunica îl îmblânzește cu o bucată de pâine, cu cuțitul face cruce peste ziua de mâine, felii de timp pentru ochii murdari, solzi năpârliți din care învii și răsari, cu cealaltă lume sublimbă, rostogolită într-un cuvânt. De dincolo ne pândește alt șarpe la rând, îmbuibat de poame, lucios și trufaș, adormit sub alt cer, într-un rai mărginaș. Așa cum am povestit, poezia lui Mihaela este a Mihaelei, nu este al cuiva. Ce proiecte de viitor avem? Ceva nou? Continuăm ceea ce am început? Continuăm. Să știți că m-am obișnuit să nu mai fac proiecte pe termen foarte lung, pentru că Dumnezeu ne mai scutură din când în când, ne mai dă câte o lecție și atunci... Mă bucur de ziua de astăzi și mă gândesc la cea de mâine cu grijă și ne rugăm să ajungem și la cea de poi mâine. Sincer vă spun, pentru că știți foarte bine că... Înțeleg perfect. Toți trecem prin niște povești dintre acestea negative, dar care ne întăresc, care ne fac mai... nu mai vitej, ne fac mai... Suferința ne duce spre mântuire, exact, la urma urmei. Exact, adică, exact. Ne ridică, pur și simplu. Ce să vă spun, cred că sunt un om obișnuit care încearcă din răsputeri și luptă pentru normalitatea acestei lumi care se răsucește din zi în zi ce trece spre rău. Îmi pare rău că spun asta, dar asta simt. Crezi că trebuia să te mai întreb ceva? Ai vrea să punctezi ceva la sfârșitul acestui interviu? Da, cred că, nu cred, sunt sigură că aceste întâlniri dintre dumneavoastră și cei cu care interacționați sunt absolut necesare. Ele fac parte din această luminare a lumii, așa cum spuneam. Cred cu putere că stă în sufletul nostru, în puterea noastră, să luptăm și să ridicăm lumea odată cu noi. Lupta dumneavoastră nu este ușoară, nici lupta noastră acolo nu este ușoară. Ce să vă mai spun? Că singura nu aș fi făcut nimic fără părinții mei, fără soțul meu, fără oamenii mei minunați de la școală, fără oamenii mei minunați de la Jahalea și de la Flor de Măr, și fără acei grozavi prieteni de suflet care scriu cărți și care îmi trimit cărți și cărora le mulțumesc. Dragi telespectatori, vreau să mulțumesc prietenului Mihaela Grădinariu, consider o prietenă. Sincer vă spun, din momentul în care a luat acel premiu de debut și am văzut-o, a fost ca și cum ne-am mai fi întâlnit cândva, parcă o cunoșteam de când lumea și nefiind stilul meu de a mă băga în sufletul oamenilor, am ținut foarte mult atunci să mă duc să o felicit și în anii, chiar dacă ne vedem mai rar, chiar dacă vorbim mai rar, o știu că este acolo și o știu că face niște lucruri minunate. Emisiunea Ta-i Faci cu Prietenii, așa cum am mai precizat și altă dată, vrea să aduc în atenția dumneavoastră, la fel cum este și proiectul Salonul cu Amintiri, emisiune televizată de Postul Național de Televiziune Telemoldova Plus, ocazie cu care mulțumesc directorului general Petru Frăsilă pentru că ne dă această ocazie, avem această oportunitate de a aduce în fața dumneavoastră modele și valori.
oameni care au ceva de spus. Știu că am mai fost câteodată apostrofată că de ce nu le aduci și pe X și pe Y? Pentru că probabil că criteriul meu de selecție este altul. Eu vreau să aduc numai modele, oameni care fac ceva, oameni care își fac ceva cu suflet, care fac ceva cu inima și care pot să fie un mare exemplu pentru tineretul de astăzi, pentru că aici este tristețea televiziunilor, în general, a trusturilor media. Ne aduc în față emisiuni care promovează non-valoarea, aș spune, cu motivația că asta se cere. Nu se cere asta. Asta ne-a fost dat peste 30 de ani, cu asta am învățat publicul și datoria noastră, alături de acest post de televiziune, unde nu sunt numai un moderator, mai are și moderatori de foarte mare valoare, nefiind cazul meu aici, este de a aduce în fața publicului și adevărate modele și valori. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne urmăriți, pentru faptul că ne sunteți alături și, așa cum am mai spus-o și altă dată, Dumnezeu mă iubește pentru că îmi scoate și îmi aduce în preajma mea oameni minunați. Să aveți sănătate și zile senine cu soare, flori și zâmbete.